Cum ați trăit tragerea la sorți? Sincer? Am dormit la ora aia. De ce? Pentru că am venit, am ajuns dimineața la 7, am făcut o refacere cu jucătorii, apoi le-am dat drumul acasă și era ora prânzului și eram super obosit, nu dormisem toată noaptea și m-am odihnit. Am zis că când m-am trezit am văzut grupa cea mai grea, dar nu e nicio problemă pentru că este bine să ne măsurăm puterile. Până la urmă, cum e această grupă? Grupa cea mai grea, dar... Și cum e, decât să ai adversari foarte... Este o grupă, o grupă foarte bună, ne măsurăm puterile cu cei buni, pentru că, din punctul meu de vedere, avem echipe cam de Europa League, cred că sunt acele echipe. Asta este bine pentru jucători, pentru că capătă și ei experiență cu aceste jocuri, întâlnim adversari puternici, să vadă și ei cum este.